Pe perioada vacanței de vară, studenții care deja și-au găsit un loc de muncă și cărora le va fi greu să facă naveta pot rămâne în căminele studențești în care au locuit și pe parcursul anului școlar. Acestea vor fi deschise toată vara, singurele excepții fiind căminele din campus, care în luna septembrie vor fi destinate invitațiilor pentru manifestările din oraș în acea perioadă. În mod tradițional, studenții pot locui pe perioada verii, în căminele studențești. Evident, nu toate sunt deschise. Unele dintre ele intră în reabilitarea și igienizarea deja normală pentru această perioadă. Însă, în campus, două din trei cămine sunt deschise, iar în oraș, căminele 4 și 6 pot găzdui de asemenea studenți pe perioada vacanței de vară. Toată vara, cu excepția celor din campus, pentru care luna septembrie este alocată unor manifestări la care Universitatea Valahie din Târgoviște este parteneră, și aici mă refer la zilele orașului. Noi găzduim în mod obișnuit o parte din invitații de la aceste manifestări prilejuite de zilele orașului Târgoviște, dar și niște concursuri, un concurs internațional de majorete, concursul de tenis și așa mai departe, unde diferiții participanți din România sau din străinătate vin și locuiesc în căminele din campus. Chiria pe timpul verii pentru studenții care locuiesc în căminele din oraș va fi egală cu cea pe care o plătesc cei din campus în timpul anului școlar, mai exact 200 de lei. Chiria nu neapărat că este puțin mai mare, este aceeași cu chiria obișnuită din campus. Noi avem tarife diferențiate în funcție de calitatea serviciilor oferite în acele locații. Într-adevăr, în campus tarifele sunt un pic mai mari, pentru că și căminele sunt mai noi, sunt mai modern utilate și, în mod evident, serviciile oferite sunt mai bune. 200 de lei costă șederea pe lună pentru fiecare student. În mod obișnuit, în campus, în timpul anului universitar, 200 de lei costă. La celelalte cămine este un pic mai mic acest tarif. Însă, pentru perioada vacanței de vară, Universitatea, prin Consiliul de Administrație, a stabilit și evident cu aprobarea Senatului ca aceste taxe să fie unitare și anume 200 de lei.